Universitatea Craiova s-a răzbunat pe Chindia pentru înfrângerea din campionat și a câștigat duelul din sferturile de finală ale Cupei României. Formația din Târgoviște a început însă mai bine partida, iar Bara i-a salvat pe Olten la lovitura de cap expediată de Iacob. Craiova a înscris unicul gol al meciului, minutul 26. Câmpanu a șutat pe sub moldovan și a marcat. Imediat după pauză, Ivan a avut șansa celui de-al doilea gol, dar a ratat dintr-o poziție foarte bună. Tudori a trimis în Bară spre final, iar Craiova s-a impus cu 1-0 și a devenit prima echipă calificată în semifinalele cupei. I want to tell happy birthday to Mr. Sadoi. I think we did one good gift on Saturday, but today it's our time. Cred că anul ăsta putem să câștigăm cupa și în paralel să încercăm să facem mai mult în campionat. Nu știu dacă suntem favoriți, dar ideea e că ne dorim foarte mult și cred că am demonstrat și azi. Am avut o partidă pe care cred eu că am controlat-o. Ne-am creat destule ocazii de gol.